Elevele lui Constantin Ștefan au debutat în acest an cu o înfrângere pe terenul brașovencelor de la Corona și vor să își treacă în cont primul succes. Vâlcencele joacă împotriva uneia dintre reprezentantele României în cupele europene HCM Roman. Tehnicianul oltencelor spune că elevele sale sunt 100% pregătite pentru un succes important. Trebuie cele 3 puncte puse în joc, dar să nu uităm că întâlnim o echipă valoroasă care a arătat acest lucru și în meciul de Cupa Europeană cu Brașovul, învingând pe teren propriu Brașovul. Sperăm într-o prospețime mai bună din partea echipei noastre. Noi sperăm să câștigăm. Pentru asta ne antrenăm și muncim ca să câștigăm fiecare meci. Avem avantajul că le-au jucat acum câteva zile și în un meci important? Se poate spune și așa, dar fiecare meci are altă importanță, altă încărcătură. Înainte de a doua etapă a returului, HCM este pe poziția a noua a clasamentului din Liga Națională Feminină. Echipa vâlceană poate să urce cel puțin un loc în cazul în care se impune în meciul contra moldovencelor.